Salut! Noi suntem colics. Horror. Oh, uite fantoma. Ați văzut fantoma? Homan cu un horror cu un om homeless. Cu un om negru la fără casă? Da. Aoleu. Deci o fantomă care se plimbă peste tot. Trebuie să avem grijă să nu ne prindă. Ca să vezi că și oamenii fără casă pot să dea de fantome. Eu n-aștept până acum. Am crezut că numai aia care au casă, că stau în casă fantomele. Dar nu, fantomele pot întâlni pe stradă. Da, deci ăsta este un simplu joc pe care îl va juca Felix totuși. Cum adică este un joc incredibil de complex de alt joc? Eu cum adică un simplu joc? Un simplu joc. Cum stai? Complex. Un joc extraordinar de complex de alt va juca Felix, știți? Înțelegeți? Suntem în pădure homeless și ploaie. Cred că poți să te miști, Felix. Ăsta sunt eu. Nu, stai. Care? Era cineva pe lângă tine. Numele meu este Miles Roberts. Și sunt puțin nespărat. Avem și o mască de gaz, ai văzut? Am fost în armată pentru foarte mult timp. Calitatea jocului foarte faină, grafica îmi place mult. De-i noapte aici. După ultima oară, după ce am fost în armată, n-am mai avut o viață normală. N-am putut să mă adaptez. Eu pot să văd așa când zice asta povestea, importanța-i povestea. De atunci merg... Călătoresc prin țară și încerc să uit acea experiență. Care experiență? Sunt curios. Aia din armată. Am văzut o grămadă de lucruri în viața mea, dar acea noapte a fost cea mai rea din viața mea. Eu știu stradul direct. Dar faza este că... Dar nu ți-e frică de lup sau de simplu că n-ai toaletă? Chiar dacă nimeni nu a vrut să mă creadă, tot ce spui este adevărat. Bă, întâlnești să te plimbi ziua pe aici, o fi fain, vezi o veriță, dar noaptea... Dar nu încearcă și el să facă autostopul totuși. Dar cine te ia, măi, noaptea când îl vezi așa? Am văzut o furtună și am crezut că e o prună. Cu gem de prune, Felix. Încep am căutat să undeva unde să mă adăpostez pentru noapte. Vezi, dacă n-ai cort, mereu să-ți cumperi cort. Are acolo în spate, Felix. Ale cort? Nu, acolo e mâncare, acolo pune chipsuri. O găsit o casă abandonată. O casă de la țară, abandonată. Și cred că acolo era o fantomă, pe bune. M-am dus în acea casă. Ăsta care a făcut jocul, e din ăla care îi place să spună povești. Da. Ok, nu te supăra, dar vreau să încep odată! Vreau să încep! Și că dacă știam cine m-a invitat acolo în casă, nu m-aș fi dus niciodată înăuntru. Nu m-aș fi niciodată, dar m-am dus măcar odată. Cel puțin, deci noi mergem... Ia uite, oh my god, ce căsă! Asta e casa de la țară! Bă, asta e vilă! Pe bune! Ce e vilă? Asta e Palatul Parlamentului! Du-te, bă! Și mi-e plac jocurile care povestea de la început nu poți dai skip să treci peste, știi? Ăla zice, nu! Am făcut-o! Trebuie să o vadă toată lumea! Ăștia se cred mari scritori, cocolicilor! Vor să ne zic poveștile din lume. Felix! Ați auzit cum s-a auzit? Când ai mușchi prea mult, ei se încoardă și n-au loc și se mai bat. Auzi numai oase. Nu era oase, azi mușchi. Bă, nu puteți așa ceva. Bun, sunt foarte curioasă ce o să fie în jocul ăsta, ce că e cu fantome, dintre la cocolișilor, să nu vă speriați că noi suntem alături de voi și mai ales Felix joacă și dacă ceva, el face primul pe el, înțelegeți? Dacă mi-e frică, cine e? Eu. Tu? Va apări eu. Da. Cu condiția mea de gămriță. Da. Acum, jocul, după cum vedeți, se încarcă. Înseamnă că sunt multe fantome în el. Fantoma se machiază, știe că o să apară, să vadă toată lumea și zice, bă, eu vreau să apară. Nu-s gata, bă, jocul s-a salvat. Deci s-a salvat machiajul. E bine dacă s-a salvat machiajul. Este ora 10 noaptea. 10 ore până la apus. Aoleu, bine ați venit în Pinewee Drive. Dive, cum zicea acolo când l-am văzut. Pinewee. Asta e un fel de Outlast. Preșitul. Pineview Drive. Trebuie să bat un pic up item. Să merg de pe jos. Deci cu E apeși ca să iei fantome. Da, F to switch supply. Am lanternă, dar n-am baterie. Cu F bagi lanternă ca să vezi fantomele? Să văd în față. Da. Ci că hai să sperăm că e totuși abandonată și că putem fată, să îmbracă-te și tu, fată! Putem și noi să intrăm în casa asta? Broască. Asta e bună de mâncat la prăjit. Mâncă alții picioarace de fată, de broască, de pui, de baltă. Se dăm ușa? Ușa a fost deschisă. Aici ce mai stă o fantomă care scârție. Ce creepy! Mamă, ce creepy! Alea sunt windmills între alea. Mie nu-mi place că în fiecare joc... Ai, ce creepy este această casă, fratele meu! Du-te, bă, eu n-aș dormi aici. Aș dormi și în ploaie. A pus gresie între asta peste tot, până sus, ca la spital? Cred că ăsta era un spital înainte, Felix. Ce familie faină, cred că sunt toți morți. Aoleu. Ăștia seamănă cu niște români. Asta de aici, asta a fost modelul în viață, o recunosc eu. Erau premianți. Asta micul seamănă cu tatăl meu când era mic. Taci, mă, că mi-e frică. Așa era și el când era mic. Zici că asta e Elena Ceaușescu, lasă-mi face. Aoleu. Tată, ce ai făcut? Așa și noi după asta. Felix, eu zic să lași acolo față de masă, lasă cearceafurile acolo. Știi ce cred eu? O să cred că o să cumva în casa tabanată o să găsesc baterii prin casă. A, uite, acolo ceva. Ceva de-al meu.
Baterii. Mamă, cât timp umple 2 ore de baterie. Dar ce sunt așa de mari bateriile astea, frate? Ca să le vezi, dacă ar ghiși chior. Ai, du-te și în partea stângă, uite, poate poți la un telefon. Cine și-ar plăti din astea? O, dar e totul fain. E vintage, cum zic unii, vintage. Da, vechi și folosit. Vechi și folosit și fantomit. Ok. Hai de mine. Plant în colț! Ăștia sunt oameni de treabă, Felix. Du-te, mă. După plante. Ce fantomare. Bă, și unde mă duc? Cristina, joacă tu, pas. Nu, că mi-e frică. Dar mă duc în altă casă, nu merg în casa asta. Dar du-te, du-te acolo sus. Am auzit un scârț? Am auzit. Și umbrele alea tremură cam ciudat. Bă, și cine mă pun să merg aici în casa asta? Dă-o încolo de joc. Deci sper fantoma să se fi machiat bine. Să se fi machiat mult, stai, ca să nu mă sperii. Stai, măcar să văd dacă poți ieși din casă. Nu cred că poți. Ah, ba poți. Ah, ce bine. Na. Sunt mai multe intrări prin casa asta? Asta ce-i? Altă este fată dezbrăcată. Aia, da, altă. Îmbracă-te, fată! Bă, asta e îmbrăcată, vezi? Eu normal plec de aici, nu am văzut. Nu te duci în casă! Ciupercă! Ah, ciuperca din Minecraft! Hai că mă duc să mă joc. Putem să furăm. Putem să mi-e frică. Mai poți să mai intri? Bine că ați făcut un horror din ăla horroros. Trebuie să-mi dau muzica mai încet, nu de alta, nu mă sperii. Pentru vecini mă gândesc, pentru vecini. Pentru vecini! Ok. Aci că doar niște podele dintre astea scârțetoare. Niciun motiv ca să ne panichăm. Ce tarantula m-a umplut toată asta așa aici? Felix, parcă am văzut niște ochi aici în întuneric. Eu zic să ai grijă. Încuiat. Trebuie să găsim o cheie, ok. Poți să apinzi lumina. De unde? Că nu și-au mai plătit ăștia curentul. Toate ușile sunt închise. Toate ușile sunt închise sau e ocupat la baie. Mamă. Mi-mi place că... Ați văzut câte puze de pe Angen? Ăștia au case foarte mari. De ce nu... Jocurile astea horror, de ce nu se pot întâmpla în niște garsoniere? Să fie mai ușor de găsit. Uite o balerină. Uite o mână. Fratele meu. Ăsta ce că-i place patul și vrea să facă în anice. Bă, dar tu n-ai văzut mâna de sub pat. S-a pus să doarmă, am vrut să-l avertizez de mână. Mereu să vă uitați sub pat dacă este o mână sau două. Sau poate trei. Sau că acolo își face pe el. Știi, nu mai este de toaletă când ți-i frică. De-astea. Și că la scurt timp după. Știi cum e fantomul ăsta? Nu te lasă să dormi. Ți-am zis că era o mână, frate. Ce a fost aia? Era o mână sub pat, dar tu n-ai văzut-o. Și că mai degrabă m-aș uita să văd ce este. Uite sub pat că era mână. Dar aia pare de lemn. E o mână, e doar o mână, cred că. Cineva și-a uitat mâna. Nu te poți apleca. De nu se niște aia și mă prinde talpă. Da, te prinde. Așa sunt lucrurile mele de valoare. Fără el n-am onoare. Balerina! Putem să facem ceva cu balerina? A, uite, fain. Am viața mea sus acolo. A, ok. Asta înseamnă că o să ni se întâmple ceva. Asta înseamnă că totuși trebuie să ieșim din casă, din cameră. Fantoma? N-am bani. Dar promit că când o să fac rost de bani... Mai era o ușă acolo, te-ai uitat? Nu mă duc. Nu te duci. Când fac rost de bani... Poate vă plătiți și voi curentul aici, că e prea întuneric. Cum se mișcă toate, tu vezi? Cine a încuiat? A venit fantoma și a încuiat ușa la casă! Cred că, știi ce? Cred că statuile alea noapte se transformă în reale. Felix. În care parte să o luăm? Suntem blocați. Hai de cap. Ce se întâmplă? Dar tu n-ai lanternă. Asta e lanterna ta amărâtă? Vrei să joci? Nu. Mi-e frică. Să caut cloapă-te. Înseamnă că e 12 noaptea, cred că. Felix zice acolo că mai e doar jumătate din baterii. Să mă ține. O să te lase fără lanternă de tot. Aici nu suport jocurile întunecate. Și aici așa. Mă, ce misterios este acest joc. Dar nu poate să fie horror la o pizzerie. Pizza s-a ars. Unde merg? Caut sunete. Mă duc, asta e. Du-te, 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 du-te. Dar ăștia n-au bucătărie aici, în casă. Facem noi niște clitite. Pe cuvântul meu, dacă văd ceva, ori să-i ochior, stai puțin, dacă dau la options. La light, la brightness. Brightness. Așa, fratele meu. Continue. Da, se vede super, excelent. Eu cred că fantomele astea fac așa să fie foarte întuneric, știi? Alo, fantoma?
Oh, ușa asta era deja deschisă. Uite, baterii, baterii pe mijloc. Baterii pe masă! Ușa era încuiată înainte. Poți să ți le iei. Dacă ușa era încuiată și acum era descuiată, înseamnă că fantoma a vrut să venim aici, ceea ce înseamnă că ascunde ceva, uite-te. Ceea ce înseamnă că ne vom speria. Și că nu trebuia să venim aici. Acum niciodată nu o să mai plecăm din casa asta vreodată. Nimeni nu știe că suntem aici. N-avem internet. De unde ne? N-am telefon. Păi merge așa. Oh, ce flori faini erau afară. Dacă am tremură de fric. De frică. Și de frică. Uite un telefon, ce la? Ah. Niște chibrituri? Chibrituri, trebuie să ne facem focul? Ah, uite, aprinde lumânările ca să vezi mai bine. Ah, ce fain. Le-ai aprins? Da, uite, uite, nu vezi. Ah, perfect. Aprind toată casa. Și nu le poți lua cu tine. Bă, ce-s tot zgomotul ăsta de fac pe mine? V-ați pus Pampers-ul cocolicilor? Poți să fac focul? Poți să faci focul? Alo, fantoma? Aoleu, s-a închis ușa aia după noi? Și ușa s-a deschisă! Mi s-a rupt cheia. Vezi unde se pun mânare? Vedeți voi cocolicilor? Uite acolo, în față, în față, în față, în față, uite acolo. Aici, hai, bagă. Așa, bravo. Dați-mi frică mie. Și mai sunt pe aici niște lumânări. Dar nu prea mă ține. Ideea este că nu luminează toată casa. Ce asta? Un jurnal. Ce tot e zgomotele astea? Nu știu, Felix, am frică! Păi și ce... A, stai. Păi și ce caut aici? Care-s... O, ce asta? Uite. A, ci că trebuie să colectăm figurinile astea ca să luăm extrauri. Dar nu luăm nimic achievement extra. Uite, uite acolo. Ok, alte chibrituri. Uite acolo, baterii, baterii, baterii. Viața mea bun, ce-ar bun, fi bun, fără baterii, ajung că nu mă lipi. Dar ce casă mare, pe bune. Că mai era aici o ușă. Mai era aici o ușă? E bun. Ăștia au covoare dintre astea. Suntem piedici de ele. Dar putem și noi băga niște chibrituri pe aici, mai sunt lumânări. Vezi tu? Nu cred că văd. Așa... Mai găsim vreo statuietă de colectat. Mi se pare mie sau ne urmărește cineva, Felix? Să nu te vii mai așa mea vorbe. Uite baterie. Bagă-ți tu lanterna mai mare. E toată lanterna mea. Uite. A, televizorul de ăla, cum aveam și noi când eram mici. Mamă, mi se părea exact așa aveam televizorul, cocolișilor. Cu mileu când eram foarte, foarte mici. Păi și ce fac în jocul ăsta? Ce asta? Papuci? Auleu, auleu, auleu. E manechinul. Fă preocul să... A, uite, și fără mână, știi? Și mâna era la noi în dormitor. E bine. Păi și unde merg? Că-s pierdut în zama asta. Nu știu, ideea este că... Uite, ți arăt acolo că ai folosit de două ori chibriturile. Da. Poate trebuie să aprinzi mai multe lumânări ca să-ți dea următorul achievement ceva. Da, da. O mătură? N-am văzut-o până acum. Și că deja avem 10 chibrituri. Ce că-s multe zvonuri. Zvonuri, da. Vom afla adevărul. Ce ne pune să afle adevărul? Multe zvonuri pâine, despre această casă. Pâine! Unde e pâine și altceva? Ce se încarcă? Stai, ce-am făcut? Am făcut ceva bine? Am trecut ziua? Ai găsit pâinea, Felix, bravo! Am găsit pâinea! Este ora 11 noaptea. 9 ore până la răsărit. Jocul a fost salvat. Acesta și supraviețuiesc. Ha, mi se pare mie să ai puțin mai lumină. Uite, Felix, ai ajuns în cămară. Aici te simți ca acasă. Ești un măr. Ia brânză, uite, brânză, brânză, brânză. Brânză! Brânză și roșii. Și pâine. Și mai ce mai era? Nu știu. Pește! Afumat! Deci dacă e mâncare, pe Felix l-a uns pe suflet. Ce-i ăsta, homar? Homar! N-am mâncat în viața mea homar. Frate, ăștia-s bogătași. Să mânc homar, să văd cum e. Așa zic eu, bă, am mâncat homar. Tu plăcut? Nu, dar am mâncat homar. Ar mâncat careva dintre voi, dintre astea. Oh my god, am auzit un zgomot, se va întâmpla ceva. Nu știu cum să merg. Ci că se pare că cineva stătea aici pe scaunelul ăsta. Vrem să știm cine era? Ah, așa. Da, uite că ai lumânărele. Perete, n-am știut. Bagă-le, bagă-le. Play back spart. Cred că peste tot o să pun. Da, uite și acolo. Uite aici. Așa. N-am aprins-o asta, cineva a stins-o. Păi da, dar cred că țin numai anumite ore, știi? Un anumit timp ține. Și aici așa, pe aici așa. Ăla e jurnalul ăla. Jurnalul.
Doamne, dar ce căsoaia au ăștia. Se face frică numai când mergi pe aici. Eu m-aș rătăci, cred că îmi trebuie o hartă. Uite-o mânare. Așa, bravo, bravo. Bun, ok. Și pe aici ce putem să facem? Cineva acasă? Nu prea ține bine. Aș vrea aici să prind ceva. Tare cred că e ceva după aia. Mi se așa suspect. Aici? Salut! Spune-mi ești aici? Ceva aici, ceva. Uite-l mânare. Aleluia, deci mi-e frică. Da, mi se pare mie sau se uită spre mine? S-a mișcat puțin? Da, s-a mișcat. Era cu mâna spre mine. Felix, mi-e frică! Ia-mi dat citea cum mai bine? Mi se pare că se uită unde ne ducem noi, femeia asta. Ce nu suport. Ca Mona Lisa, știi? Că se uită oriunde ești. Nu știu, iarăși s-a mișcat. Ok. Mă duc la etaj, că n-am... Trebuie să schimb și bateriile. Am schimbat. Se vede mai bine acum. Da? Mhm. Ok. Hai să vedem, uite aici bagă lumânare. Așa. Luăm ușile pe rând. Asta era încuiată înainte și acum e încuiată. Și asta era încuiată. Oh, acum ne-a descuiat o fantomă. E bun, e bun. Uite ea. Și asta, și asta, și asta. O chestie de colectat. Ai un claxon dintre ăla. Felix, viața ta acolo, linia vieții tale se împișorează, dar nu știu de ce. Cred că ești obosit. Trusă de prim ajutor? Da. E bun. Ce mai găsim pe aici? Aici ați văzut, totul este băbesc aici. Totul este băbesc. Băbesc, dar băbesc bogătaș. Ok. E bun. Ce se întâmplă? Cum vrei poți, nu știu. Peri, se las cu tine, cu fantomele. Uite, este un candelabru foarte mare acolo în mijloc. Da, ajung să pun. Nu cred că ajungem să punem lumânările. Okay. La etaj n-am fost. Lumânarea aici, pe dreapta. Acolo. Așa, bravo. Hai să ne luăm pe rând. Coș de rufe! Ce putem găsi aici? Ce asta? Ăștia își fac ceai aici. Înseamnă că sunt oameni de treabă dacă beau ceai. Și asta. E o lampă dintre aia pe gaz, cred că. Nu pot să iau nimic. Doar nu putem lua nimic? Nu pare. Și sus sunt tavan cei. Opere de artă. Mamă. Vreo rufă murdară? Vreun ciorap de fantomă? Așa, e frică că la un moment dat o să vină. Și mie. Deci cred că o să ne trezim nas în nas cu cineva. Aici e camera noastră. Mâna este tot acolo unde era. Nu s-a mișcat deloc. Ceea ce e semn bun. Na, mă duc următoarea ușă. Tu ai putea să dormi dacă ai fi într-o casă dintre asta? Nu. 100% nu. Încuiată. Păi și unde merg? Am mers peste tot, femeie de fantomă. Aici am fost, aici am fost. Baie, ăștia n-au în toată casa. Nu. Adică am fost sus peste tot. Mă duc sau jos. E vilă dintre aia cu toaletă în curte. Toaletă în curte? Unde n-am mai fost? Cred că pe jos. Am fost peste tot. Am ajuns să n-am răbdare într-o casă de fantome. Aici a fost. Hee, asta nu era camara, nu? Aici ai fost, dar nu știu dacă am aprins toate lumânările. Uite, măi, deci cineva ne stinge lumânările, voi ați observat? Cred că trebuie să fac așa să găsesc o cheie, ceva și nu găsesc. S-a pierdut în casă de fantome, ajutor! Focul nu putem să-l facem. Asta stai că aprind asta. Ok. Tu le stingi? Da. Ok, m-am speriat, am crezut că cineva se joacă cu noi. Știi ce cred eu? Că la ora 12 se va întâmpla ceva. Și acum e 11:20, dacă am văzut eu bine. Ce planta? Aici n-am, aici. Aici e bucătăria aia, faină. Auleu, am fost aici? Parcă nu recunosc covorul. Am prins-o lumânările astea, ca ceva n-are cine să le prindă. Okay. Carte. Uite, încă ușa aici. Da, ușa aia n-ai fost. Cred că am fost. Bucătăria. Pa? Am fost, era scaunul ăsta unde zicea că stă cineva. Scoați ar zgomot. Acum și 11:30 și la 12 să se întâmple ceva. Îți garantez eu. Uite un morcov. Dar nu pot să leau, că n-am poftă. Dar nu-i stricat, ceea ce înseamnă că cineva a fost aici recent. Știi? Uite lumânare. Cred că-s două uși aici. Unde-i lumânare? Aici pe dreapta, acolo sus. Ok, sunt mai multe uși, nu le-am văzut. Deci e ușa asta, da? Da. Aici e fața cu popa. Aici am fost? Nu. N-am fost în camera asta. Vezi o lumânare, repede? Da, asta e camera cu televizorul. Televizorul.
fost? Ce e aici? Ce e aici jos? Manechinul ăsta. Am luat manechinul. L-ai luat? Da. Atunci poate poți să iei și mâna, Felix. Da. Dar cine ar vrea să facă un manechin dacă prinde viață după când e gata? Ar fi fain. Wow. Atunci ce să zic? Să mergem la noi în cameră acolo să iei mâna? Da, da. Ia manechin. Dar se poate? Nu știu, încerc. Dar mai știi cum să ajungi la tine în cameră? Da. Da? Aha. Mamă, ce memorie de cameră are Felix. Eu m-aș fi rătăcit pe aici, pe bune. Uite aici sus. Statuia tot acolo. E ceva o se întâmple cândva. Mi-e frică. Asta e camera noastră. Nu, dar nu știu ce e chestia asta. Am zis că poate e bun. Haide, următoarea camera noastră. Urcat și eu. Mamă, ce mi-e frică. E aici, așa. Asta cred că e camera. Asta e camera. Hai să vedem dacă putem lua mâna, dar nu știu dacă se poate. Mână, vrei să fii atașată la restul corpului? Nu pot să iau. Trebuie să fac ceva cu manichinul, că de asta l-am. Unde am putea să-l punem? Ce să ne facem cocolicilor? Pentru că jocul ăsta e destul de complex. În simplitatea lui. Nu prea știm noi ce să facem. Uite lumânare, bag-o. Unde se pune manichinele de obicei? Dulap. Dulap? Așa cred eu. Ce mă fac, Cristina? Unde pune manichinul? La etaj, undeva? Eu cred că trebuie să vină ora 12, știi? Că nu degeaba ți arată ceasul. Dar nu vreau să vină ora 12! Aici așa, pot să fac ceva. Ah, să pun manichinul pe scaunul ăla? Nu știu. Așa să trebuie să iau la Da, și eu cred că trebuie să o atașez la manichin. Cred că manichinul este un clovn. Da. Are papuși de clovn, dacă mi se pare mie bine. Deja mi s-a mai dus din frică, nu s-a întâmplat nimic. Ok, deci... Bobo, este frică cu cocolicilor? Și ce să fac? Ce? O să mă duc jos. Da. Și o să pun manichinul... Bă, de asta, o să prind. Nu, că bă, dar lanterna asta e chiorală, bă. E chiorală pentru că n-ai baterii, uite și tu ești cu bateriile pe final. Ah, ok. Așa. Faza este că... Hai să punem manichinul acolo pe scaunul ăla de jos, știi? Mai ții minte cum zicea că era ceva Da, 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 ești isteț, Felix. Hai să vedem dacă reușim. Da, nu sunt alt. Aici, pe colț undeva. La dreapta, parcă. Oh, nu e aici. Pe aici undeva. Că aici ești din cameră în cameră în cameră. Era hai. Cineva afară? Nu știu. Era cumva cineva afară? Se uita după noi? Să vedem. Unde e, mă, că mă pierd. Îți spun, deci casa asta este uriașă. Nu, era undeva pe hol. Știu, dar... Pe hol lângă bucătărie, pe acolo. Trebuie să ajung acolo, uite aici. Așa, aici. Așa, 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 așa. Am zis, bate palma. Bate palma, Felix. Și acum ce trebuie să-i punem? Păi hai să pun mâna. Mă duc sus, să iau acum mâna. Crezi că te lasă să iei mâna? Da. Incredibil. Fantoma de pe scaun. Nu-mi place fazele cu manichinul. Faza e că trebuie să găsim și căpățâna. I-am găsit într-o cameră chestia de clink-clink. Da. Ce-am crezut că se mișcă ceva. Și eu. M-am cam speriat puțin. Așa. Te lasă. Bravo! Da. Și cred că după te lasă să iei și clink-clink-ul. Da, da, da. Acum e ușor când știi ce să faci. Clink-clink-ul era jos sau sus, că nu mai ții minte? Clink-clink-ul? Da. Parcă jos. Îl găsim noi. Acum mai găsim scaunelul. Uite aici, ca să știu. Așa. Așa. Caunul și clink-clink. Acum... Îl prind puțin pe aici, să văd dacă mai e ceva. Ați văzut cumva vreun cap prin casa asta? Da. Pește, din asta așa, să mă uit așa pe aici dacă mai e ceva. Oh, ușa asta parcă n-am văzut-o. Aba da, cămara. Să iau macetele. Ce putem să-i punem în loc de cap? Adică vreau un cap? Uite acolo, ce e aia? Uite capul. Uite capul, jos. Ce isteață e. Ce isteață sunt! Bate palma! Frate, dar arată cam... Clovnos. Cam clovnos, dar am avut o dreptate că va fi un clovn. L-am recunoscut după papuci. Okay. Vă este frică de clovni, să nu vă fie. Că sunt oameni cu suflet bun. Unde e Tintingul ăla care îl dădeam? Era într-o cameră mai mare. Jos sau sus? Parcă pe aici. Aici e bucătăria, nu? Aici nu-i. Aici e bucătăria, da. Ok. Sunt curioasă ce se întâmplă odată ce îl facem, știi? Tintingul! Ideea este că îl facem și acum se apropie și ora 12, știi? Hai să vedem dacă mai pot să iei spinușile astea. Cred că pe aici e clink-clink-ul. Uite, nu? Sau? Unde, frate? Mă duc prin toate, pe rând, că nu mai știu ce pun de este. E ce sus. Casă mare.
Da, cred că era lângă camera noastră, nu? E sus, mergem pe rând, da, da. Fantomă, tu stai acolo cu minte, da? Ok. Ai, uite, uite aici. Așa, și du-te jos să-l dai. Asta e jucăria lui, știi? Îi face așa în piept și face... Cred că asta îl trezește la viață, pe bune. Îmi frică. Ți-e frică, Felix? Ok, deci nu pe aici. Nu mai știu cum ajungi la bucătărie. Pe aici, că e ușă după. Ah, ok. Se aprinde lumina. Unde e lumina? Așa, cred că nu mai se poate aprinde. A, uite-l, uite-l, uite-l. Hai să mergem la el. Așa. Și acum ce faci? Și să mai găsim ceva? Nu știu. Ce credeți că ar trebui să mai găsim cocoleșilor? Ceva pe cap, poate, nu știu. Ceva pe cap? Nu știu. Pare să fie complet. Hai să... Mai era o ușă, sus. O debara mică, dacă mai ții tu minte. Lângă noi. Mai aveai o statuietă. Aia nu... Da, oameni, dar nu știu ceva cu ea. Nu, lângă noi da. Era o debara mică și poate poți să iau ceva din ea acum. E, da, 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 da. Aia cu lucruri, mai țineți minte? Da, 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 da. Ai auzit tu? Ce? Am auzit jucăria lui. Serios? De aici, cred că de aici poți să iau ceva. Se poate apăsa pe ceva? Nu. Ranga aia de ce acolo? Că nu-mi faci mesele. Nu știu. Ok. Ce mai putem să luăm? Cutiuța aia noastră. Mă duc inerea, să văd ăsta pe rând. Aici ce e? Aici la noi. Nimic. Cutiuța asta muzicală se poate lua? Nu. Oh, ce bine că ne-am pus și noi lumânare. Stăteam așa ca sălbaticii. Luăm așa camerele pe rând, ce mai putem găsi. Cred că acum au apărut lucruri noi, dacă totuși l-am făcut pe da. Clovn întreg. E și jocul ăsta care, dacă ceva n-am putut să luăm înainte, nu putem nici acum. Deci am luat timpul. Dar mai este și faza cu timpul, știi? Trebuie să supraviețuim. Ia să vedem cât e ceasul. Deci cred că acum la 12 se va întâmpla ceva. Poate deci să fiți pe fază cu colegilor, da? Știi ce cred eu? Când o să merg jos, că nu se mai popă la acolo. Pe bune? Mhm. Păi hai să mergem. Credeți că mai este omul ăla acolo? Așa. O plecat. Ți-a lăsat o cheie, ți-a lăsat o cheie. Mulțumesc! Ce de treabă a fost! Suflet! Acum cred că va trebui să ne ascundem de el. Ideea este că cheia asta unde se folosește? Aici? Am luat o cheie. Statuietă, se poate lua? Baterii, bate palma. Te palma. Ok, unde? Deci mie mi-e frică, ce o să se întâmple cu clovnul ăsta? Uite, ia-ți asta. Bă, haide că am dat o chestie nouă din casă. Hai să continuăm data viitoare. Dacă vă place, apăsați butonul de Cocolai, scrieți în comentarii ce vreți și poate să joace Cristina. Și ne vedem curând și data viitoare. Cu clovnul!